Despre condițiile acordării pensiei de întreținere și situațiile de alienare parentală discutăm astăzi la rubrica Unde-i lege, nu-i tocmeală, chiar veți fi uimiți de detaliile și informațiile, poate mai puțin știute, cu care a venit invitata noastră, doamna Diana Camelia Diaconu, avocat pledant. Bine te-am găsit, Diana! Bine te-am regăsit! Povestim așa despre pensia asta de întreținere, fostă pensie alimentară, nu? Că așa era pe vremuri. Ce se întâmplă apropo de situațiile în care se acordă, condițiile de acordare? Ce trebuie să știm, așa, mai puțin știut de voi, avocații? Asta este ideea. Toată lumea știe că părinții sau celălalt părinte care nu locuiește cu copilul acordă o pensie de întreținere, fosta pensie alimentară. Arhi cunoscut, mulți o plătesc, mulți și mai mulți nu o plătesc și așa mai departe. Bineînțeles că există temei legal ca să fie obligați, dar nu despre asta discutăm. Discutăm condițiile în care se acordă pensia de întreținere și lucruri mai puțin știute de alții. Ce știe toată lumea? Că până la 18 ani, celălalt părinte la care nu locuiește în mod obișnuit copilul, trebuie să plătească o pensie de întreținere și cuantumul, l-am spus data trecută, cel clasic, 1 pe 4, 1 pe 3 sau până la jumătate. Bun. Ceea ce nu știe toată tot lumea, tot poporul da. Așa, este că nu numai pensia de întreținere se poate acorda nu numai până la 18 ani, ci ea se poate acorda și dacă copilul este major, până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Și aici, atenție, studenți! Atenție, cei care ați împlinit 18 ani și cărora părinții le spun: te-ai făcut mare, ești major și vaccinat, nu mai am grija ta. Fals! Iată că cei care sunt în continuarea studiilor, că sunt studenți, că sunt la master sau pur și simplu urmează niște cursuri post-liceale, părinții, pentru ei părinții sunt obligați să le acorde pensie de întreținere în cuantumul restabilit până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă sunt în continuarea studiilor până la 26 de ani. Că dacă termină la 23 de ani, evident, ea se stopează. Bun, deci asta este un lucru minunat pentru cei care nu știu. Până la 26 de ani poți să soliciți părinților să-ți plătească pensie de întreținere. Dacă până la 18 ani cea care depune acțiunea este mama sau tatăl, unul din părinți, cea depune acțiunea la instanță pentru a-l obliga pe celălalt părinte, când ai deja 18 ani, tu singură îl poți să-ți dai în judecată părintele care refuză să te mai întrețină în continuare. Mulți nu știu acest lucru, crezând că dacă sunt majori, așa cum le-au spus părinților și așa cum au crezut, nu mai au niciun drept. Foarte mulți au venit la mine, chiar copii, să le găsesc o soluție, că au auzit, că au așa, să poată fi întreținuți de părinți. Iată că poți să depună singura acțiunea, este o acțiune foarte simplă și trebuie să dovedești că ești înscris într-o formă de învățământ, în principal la zi. Am avut soluții când erau înscris la fără frecvență. Și soluțiile au fost și pozitive și negative, pentru că s-a considerat de unele instanțe că cei care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile unei facultăți, de exemplu, la fără frecvență, ar putea să aibă și un job. Și atunci nu mai e nevoie ca tatăl să-i acorde pensie de întreținere. Da. Eu nu consider aceasta o chestiune corectă și unele instanțe au tranșat-o. De ce? Pentru că dacă copilul dovedește că nu are venituri să se întrețină sau nu are venituri suficiente, și o să detaliez imediat, atunci chiar ești obligat să-i plătești pensie de întreținere ca acesta să-și urmeze, să-și definitiveze educația, asta era, da? Pregătirea profesională în cele din urmă. Ce se întâmplă cu cei care, de exemplu, au împlinit 18 ani, au terminat liceu, sunt la o facultate de profil, chiar la zi, nu neapărat la fără frecvență sau învățământ la distanță, cum este acum, și au și un job. De obicei, joburile pentru studenți sunt un part-time, nu sunt foarte bine plătite, iar banii pe care le revin mai mult sunt bani de buzunar, nu să se întrețină propriu zis, adică să-și plătească o chirie, da. Să-și cumpere suficientă mâncare, să-și cumpere haine, să-și plătești ceea ce alte necesare pentru facultate. Ei bine, în această situație în care dovedești că ai un job, iar părintele refuză să te întrețină, și sunt cazuri foarte multe, am început și noi să ne schimbăm, ca să zic așa, în mentalitate, spun, dai 18 ani, gata, nu mai vreau să te întrețin. Familia tradițională era să te întrețină până și după ce te căsătoreai și aveai copii mici, atunci te ajuta, da? Iată, se schimbă ușor mentalitatea oamenilor. Dacă arăți că veniturile sunt insuficiente,
Deci poți să obții o pensie de întreținere în compensație. Bineînțeles, dacă părintele are venituri, că poate să nu aibă venituri, dar să nu-i permită veniturile mici decât să-i asigure traiul propriu-zis, de exemplu, dacă sunt pensionari. Da, dar ce se întâmplă, de exemplu, dacă un părinte, da, care plătește pensia aceasta de întreținere, rămâne șomer sau rămâne fără job, nu știu, pentru o perioadă și omul chiar trebuie să plătească această pensie, adică nu era voință, nu mai am cu ce să-ți plătesc eu pensia. Și poate că nu am job 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, nu știu, nu am job. Ce se întâmplă? În condițiile acestea, de exemplu, instanța poate să reducă cuantumul sau poate să, pe o anumită perioadă, să constituie că, să arate că nu poți să-l întreții, dacă nu este rea voință. Pentru că și dacă îi faci plângere penală, cum discutam data trecută, 3 luni și așa mai departe, da? Se consideră abandon de familie, dacă arăți că ești într-o posibilitate reală și nu rea voință, că e o mare diferență, da? Chiar instanța poate să dispună încetarea plății pensiei de întreținere până la restabilirea situației. Și atunci o plătește retroactiv sau reia din momentul în care... Nu plătește nimic retroactiv, plătește de la data când se află în posibilitatea de a oferi pensie de întreținere, că nimeni nu te poate obliga dacă nu poți. Asta era ideea. Scopul coercitiv al codului nostru civil este tocmai pentru a trata, ca să zic eu în ghilimele, indiferența și reaua voință. Atunci când nu execuți, nu ești onorabil, ca să spun eu, da? Nu-l respecti pe celălalt și atunci intervine forța legii, da? Care să restabilească un echilibru. Există copii care au bunuri proprii, venituri și bunuri proprii, chiar dacă sunt minori. Da. Există copii. Ei bine, unii dintre părinți consideră că bunurile proprii ale copiilor sunt bunurile lor și pot să dispună de ele cât își doresc. Este fals. Bunurile copiilor, ei au doar un drept de administrare, de păstrare, da? Și ce trebuie să știe copiii? Deja la 14 ani copilul poate să dispună singur de bunurile sale. Iată, nu așteptăm 16, nu așteptăm 18. Evident că părintele, mamă sau tată trebuie să-i acorde, să aibă grijă, să aibă acordul acestora sau instanța de tutelă. Depinde de la caz la caz, pentru că sunt și situații în care părinții au probleme. Probleme personale, cu creditor personal sau neapărat probleme, ci diverse dorințe neîmplinite și atunci se hotărăsc ca bunul copilului, care e o moștenire de la cutare, o donație, o ceva, să o folosească în interes propriu. Iată că nu se poate, nu se poate așa ceva. Deci părintele este obligat a acorda pensie de întreținere, indiferent de situație, până la vârsta de 26 de ani inclusiv, chiar dacă exercită singura autoritatea tutelară, celălalt trebuie să plătească, chiar dacă este decăzut din drepturile părintești și în această situație. Pentru copiii care nu mai are, ambii părinți se află în imposibilitate de a fi îngrijiți, există autoritatea tutelară, dar asta este chiar discuție separată. Poate plăti și altcineva pensie de întreținere pentru copil? Da, avem două situații clar delimitate de codul civil și e bine de știut. 1. Când se plătește pensie de întreținere de către soțul care a avut în îngrijire copilul celuilalt soț de reținut. Cum se întâmplă asta? Da, nu este copilul tău, nu l-ai recunoscut, deci nu e sânge din sângele tău, nu este adoptat. Dar în condițiile în care ai avut în întreținere un copil străin de neamul tău, ca să zic așa, dar este al celuilalt soț, în condițiile în care părinții firești ai copilului, da, au dispărut, sunt decedați sau se află într-o nevoie în care nu poți să-și întreține, ești obligat cât copilul este minor să-l întreții. Atenție! Deci dacă mama, să zicem așa, e căsătorită, da. nu are venituri, da? Nu își poate plăti toate cele. Nu neapărat nu are venituri, ci sunt niște condiții excepționale, aș putea spune eu. De exemplu, tatăl firesc al copilului este decedat. Da. Ești într-o relație și îl întreții pe celălalt copil care nu este al tău. Da. Să spunem că mama, de exemplu, nu numai că ai divorțat sau n-ai fost niciodată într-o relație, ci femeia are o problemă gravă de sănătate, să nu spune dispărută sau moare. Deci astea sunt cazuri clare. Da. Ei, atunci, în această situație, legea te poate obliga să-l întreții pe acest copil, nu până la vârsta de 26 de ani să-i acorzi întreținere, ci până la vârsta de 18 ani. Dacă străinic, avem două cazuri. Cazul acesta în care soțul celuilalt, da, soțul celuilalt întreține
copilul care nu este al lui are o obligație, recapitulez ca să fie clar, până la vârsta de 18 ani. În schimb, părinții firești au obligația până la 26 de ani, dacă sunt în continuarea studiilor. Iată, deci se împlinește, la 18 ani avem o limită pentru străini care îngrijesc un copil care nu este al lor. Ce se întâmplă? Însă acest copil îngrijit de un străin, până la urmă, partenerul mamei, să spunem, are și el obligații. Care este obligația lui? Timp de 10 ani să-l întrețină pe celălalt care i-a acordat întreținere. Deci, legea este foarte echilibrată și corectă. Iată, nu i-a spus pe toată viața, așa cum ai obligația pentru părinții tăi. Dacă părinții tăi sunt în nevoie, copilul, prin lege, este obligat să-și întrețină părinții. Deci obligațiile sunt și de o parte și de alta, nu numai copilul. Ai fost obligat să-l întreții până la 18, respectiv 26 de ani, dar și copilul are obligații. Iată, nu lăsăm bătrânii abandonați. Deci este foarte frumos. Și știți foarte frumos. Sunt foarte multe cazuri. Din păcate, da, și eu am avut un asemenea caz mai de mult, în care chiar copilul rămăsese al nimănui, iar situația hilară era că cel, partenerul mamei, era chiar tatăl lui adevărat, dar nu-l recunoscuse și pentru că nu divorțaseră, apropo de familiile din străinătate, că chiar în străinătate lucrau, care au făcut copii și n-au divorțat și copiii au fost trecuți pe numele soților și nu al adevărat. El era chiar tatăl copilului și refuza pentru că nicăieri nu avea vreo obligație, nu era recunoscut, nu-l adoptase, nimic, da? Așa. Iar dacă mama avea niște probleme foarte grave, avea un cancer galopant, era și șomeră și niște chestiuni care nu vreau să le spun. Boli foarte grele, aș putea să spun. Copilul era singur, iar el refuza să-i acorde întreținere, considerând că este copilul celuilalt. Spunea, așa nu este pe numele meu. Da? Bineînțeles că aici au intervenit și autoritățile, am intervenit și eu și lucrurile au fost restabilite și omul obligat la ceea ce era corect, chiar dacă n-ar fi fost copilul lui, dar chiar era copilul lui. Și o altă situație, mai e cazul moștenitorilor. Dacă un străin acordă o prestație, o întreținere unui copil, copilul poate să aibă părinții decedați, iar dispăruți, sau niște părinți aflați în nevoie, sau chiar foarte sărași, fără posibilitate de a-și crește copilul. Și el acordă această întreținere. Dacă moare, este evident că vin moștenitorii, care nu sunt rudă de sânge cu copilul căruia el îi acorda întreținere. Ei bine, acești moștenitori au obligația să acorde până la 18 ani pensie de întreținere a celui copil care nu este rudă, bineînțeles, până la limita moștenirii. Dacă moștenirea nu permite ceea ce a lăsat, da, financiar și patrimonial, nu. Dar ei sunt obligați. Lucru care l-am întâlnit și acesta cu mulți ani în urmă, în care considerau că n-au nicio obligație față de cel care hotărâse să aibă grijă de un copil. Acesta era de la casa de copii și acesta hotărâse să-l întrețină. Erau acolo mai multe probleme. Avea părinții ei aveau probleme psihice, deci se afleau în totală imposibilitate de a-l întreține, iar el întreținuse până la vârsta, cred că, de 11 ani, cred. Și iată că, în momentul când a decedat, moștenitorii nu au mai vrut să audă de acest copil de suflet. Și legea îi obligă și, bineînțeles, că îi obligă pe toți în solidar. Asta era ideea. Adică fiecare să plătească. Fiecare să plătească în mod egal, pentru în solidar. Deci toți, nu numai unul, toți cei care beneficiază de moștenire. De moștenire, da. Da. Ce facem cu situațiile acestea de alienare, de parentală, când părinții chiar nu mai vor să audă așa de copiilor? Da, unii părinți vor să audă foarte tare de copiilor și sunt împiedicați. Da, da, trecut am discutat un pic de părinții care nu vor să audă de copiilor. Ce facem? Situațiile sunt multe și delicate. N-am avea timp decât pe parcursul a multor emisiuni. Acum să luăm așa un exemplu de cei care vor să audă de copilul lor și întâmpină refuzul copilului. Și ce spuneam data trecută? E ceva în spate acolo. Avem în spate ce? Un părinte abuzator. Care șușotește acolo. Care șușotește non-stop. Da. Asta era ideea. Șușotește non-stop. Bineînțeles că există o mulțime de posibilități care trebuie respectate pas cu pas. În primul rând, trebuie să ai o sentință. O sentință judecătorească care să o pui în aplicare, cea mai des întâlnită, da, se pot fi convenții și la notar, dar având în vedere situațiile litigioase, evident, la notar mergi doar atunci când te înțelegi, când oamenii sunt numai lapte și miere. Or, în situațiile de acest gen, nu curge nici laptele, nici mierea. Așa.
Și atunci ai o sentință judecătorească care încerci să o pui în aplicare. Ce scrie în acea sentință? După cum fiecare și-a dorit. Un program de vizitare minor sau un program astfel încât o săptămână din vacanțele să fie la mamă, o săptămână din vacanțe să fie la tată, depinde fiecare, sau în weekend-uri și așa mai departe. Dar ce faci în situația în care te prezinți, să spunem că în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 11 la ora 18 ai program de vizitare cu copilul, astfel încât să-l iei la domiciliu propriu, la locuință, da? Să te duci cu el în parc, în oraș, în sfârșit. Deci programul tău este în fiecare sâmbătă și duminică, celălalt părinte cu care copilul nu locuiește. Te duci și ce faci? Bați la ușă, da? Tu ai o sentință și un program. În mod cinstit, așa. Așa, respectos față de ușa fostului partener. Nu-ți deschide nimeni. Asta o situație. Bun. Suntem plecați. Dai telefon. Suntem plecați, ei sunt acasă. La țară. Da? Nu mai contează. Da? Suntem plecați cu avionul albastru. Da. Așa. Da. Bun. Sau, asta este una din situații. Te întorci și pleci. Vii odată, de două ori, de nouă ori, de 10 ori. Constați că nu poți să-ți vezi niciodată copilul. După aceea copilul în permanență doarme, e la bunici sau e la școală. Nu poți vorbi cu el la telefon. E foarte clar. Deci nu ai nicio legătură copilul să o restabilești și să-i explici că ți-e dor de el, că-l iubești, că nu l-ai uitat și că vrei să-l vezi. Sau situația și mai gravă, când deja te duci la ușă, ți se deschide ușa, iese copilul în pijamale, deci nu pregătit să plece, da. Și spune, nu vreau să merg cu tine că mi-e somn, și închide ușa și ți-a trântit ușa. Ce faci? Chiar crezi că copilul e somn, dar crezi o dată, de două ori, de trei ori, de a patra oară nu mai crede nimeni. Ei bine, atunci soliciți ajutorul executorului judecătoresc. Pui în executare această sentință și executorul vine, nu vine singur, vine însoțit cu agenții de ordine, vine însoțit cu martori și face la fața locului un proces verbal. Da? Nu poți să stai pe loc. Asta e o greșeală. Îți trebuie martori, trebuie să dovedești situația de fapt, pentru că riscul este ulterior să spună că nu te-a interesat copilul și nu i-ai acordat nimic din toate lucrurile. Nu l-ai scos în parc, nu l-ai scos în oraș, nu i-ai cumpărat haine, n-ai făcut nimic. Ba încă în situații unii din părinți reacționează negativ că nu mai plătesc acea pensie de întreținere, tocmai datorită situației. Nu vrei să mă vezi, mereu ți-e somn, eu nu exist, nu mă iubești. Deci se întoarce copilul din adult, începe și comunicăm el la același nivel. Exact, da. De fapt, mai jos chiar. Așa este, da. Așa, și atunci intervii cu forța coercitivă a statului. După aceea trebuie depuse pe instanță, astfel încât părintelui, abuzator, trebuie, de exemplu, se poate solicita până la 300 de lei pe zi de refuz. Exact, e foarte binevenită. Unde vă găsesc telespectatorii, dacă au și ei tot felul de probleme? Mă găsesc unde suntem toți, în online. Am și număr de telefon 0734564199, pe Facebook, TikTok, pagina de cabinet. Sunteți acolo prezentă pentru toți cei care au nevoie. Sunt prezentă unde suntem toți și care vrem să ajutăm cu mare drag pe toată lumea care crede că nu are șanse sau că nu-și găsește dreptatea, că asta este până la urmă un ajutor și o încercare de a echilibra balanța. Unde-i lege, nu-i tocmeală, asta e clar, așa este. Vă mai așteptăm cu drag între prieteni. Mulțumim frumos! Mulțumim!